Vremea s-a încălzit și este bună ocazie de a face acțiuni de curățenie. O astfel de activitate va avea loc mâine în curtea spitalului. Elevii de la Colegiul Național Doamna Stanca, în calitate de voluntari, se vor grupa și vor începe curățenia de primăvară, montarea coșurilor de gunoi, amplasarea de băncuțe și plantarea de flori. Ținând cont de faptul că a venit primăvara, invităm toți făgărășenii, toți tinerii care vor să ne ajute în campania noastră. Mâine, miercuri 29 martie, în curtea spitalului, o să ne strângem mai mulți voluntari împreună cu elevii liceului Doamna Stanca și probabil și elevii liceului industrial, să ajutăm la curățenia grădinii, plantarea de flori, amenajarea de poziționarea de coșurile de gunoi, băncuțe. Așteptăm pe oricine dorește să vină să ne ajute mâine de la ora 11. Toți făgărășenii care doresc să se implice în crearea unei noi imagini a curții spitalului o pot face mâine, miercuri, începând cu ora 11. Inițiatorii campaniei de curățenie așteaptă pe oricine vrea să se implice și a înțeles mesajul, cum că spitalul din Făgăraș are nevoie de ajutorul nostru pentru a-l aduce la normalitate.